Frăsinei, luna mai, ziua a treia. Sfântul mucenic Timotei, citețul și soția lui Mavra. În vremea prigoanelor, creștinii erau căutați spre muncire și adus spre cercetare la Arian, Igemonul din Tebaida, pus de Dioclețian, păgânul împăratul Romei. Atunci au adus la acela pe un bărbat cu numele Timotei, citeț bisericesc din satul Pirapei, tânăr de ani care nu de mult se însoțise cu o fecioară, anume Mavra, iar după 20 de zile de la nuntă a fost prins de păgâni fiind creștin. Pe acesta, văzându-l Igemonul Arian, l-a întrebat: cine ești tu și din ce rânduială faci parte? Iar Timotei a răspuns: sunt creștin, citeț al Bisericii lui Dumnezeu. Zisa Igemonul către dânsul: oare numai tu singur nu ai auzit porunca împărătească care poruncește că tot cel ce nu aduce jertfă zeilor va pieri rău? A răspuns Timotei: Duhul lui Iisus Hristos petrece în mine, pentru aceea nu voi aduce jertfe zeilor voștri. Zisa Igemonul: au nu vezi uneltele de muncă puse împrejurul tău? Răspunsa Timotei: nici tu nu vezi pe îngerii lui Dumnezeu care mă întăresc pe mine. Zisa Igemonul: dă-mi mie cărțile tale ca să înțeleg puterea lor. Răspunsa Timotei: nebunule și necunoscătorule de săvârșit, cine din oameni cândva își dă la moarte pe fiii săi? Oare nu știi că acele cărți, cele scrise de mine, sunt fiii mei? Și când citesc cărțile cele pentru Dumnezeu, îngerii lui stau împrejurul meu? Zisa Igemonul: nici zeilor nu jerfești, nici cărțile nu voiești să-mi arăți, deci vezi să nu-ți fie spre pedeapsă și nu spre bine o îndrăzneală ca aceasta. Sfântul Timotei a răspuns: nu vreau să jerfesc și nici cărțile nu vreau să le arăt păgânilor, pentru că sunt creștin. Atunci Igemonul, mâniindu-se, a poruncit să aducă două fiare ascuțite în chip de țepi, înroșite în foc, și să le bage în amândouă urechile mucenicului. Și îndată din acea durere cumplită, i-au curs amândouă luminile ochilor și i-au zis slujitorii mucenicului: iată, de vreme ce nu voie să jertfești, ți-ai pierdut ochii. Răspunsa Sfântul Timotei: ochii trupului meu, care au văzut multe lucruri necuvincioase, au pătimit acum orbirea aceasta, iar cu ochii mântuirii Domnul meu Iisus Hristos îmi luminează sufletul. Auzind Igemonul acestea, a poruncit ca, legându-i mâinile înapoi, să-i bage un lemn între dinți, apoi să-l spânzure cu capul în jos, legându-i o piatră grea de grumaș, iar când slujitorii începeau să facă aceasta, mucenicul, căutând spre cer, a zis: este Dumnezeu în cer și este puternic să mă izbăvească pe mine din aceste munci. Și grele au fost acele munci Sfântului Timotei, iar slujitorii sfătuiau pe Igemon ca prin milă, mai vârtos decât prin muncire, să se sârguiască al pleca spre voia sa. Și i-au spus lui că Timotei este mire, deoarece nu are mai mult de 20 de zile de când a făcut nunta și mireasa lui este foarte tânără. Deci îndată Igemonul a poruncit să o aducă și pe ea înaintea sa și a zis către dânsa: cum îți este numele? Ea a răspuns: mă numesc Mavra. Zisa Igemonul: mi-e jale de nenorocirea ta, că ești tânără și vei rămâne văduvă, deci îți poruncesc să te împodobești cu podoabe frumoase, să-ți împletești părul, să te îmbraci cu haine alese și, mergând la bărbatul tău, să-l sfătuiești să aducă jertfă zeilor, ca să nu fii cu adevărat văduvă așa de tânără. Iar dacă îl vei îndupleca, vei lua de la noi multe daruri, aur și argint. Deci Mavra a făcut precum i-a poruncit Igemonul, s-a înfrumusețat cu podoabele și cu hainele sale și, mergând la bărbatul său, l-a rugat mult să facă după voia Igemonului și să se izbăvească pe sine de niște munci ca acestea. Iar el nu putea să-i răspundă, având lemnul acela băgat în gură, care, ținându-i-o deschisă, nu putea să o împreune și să grească ceva. Și întorcându-se Mavra la Igemon, l-a rugat să poruncească să ia călușul din gura mucenicului ca să poată vorbi cu dânsa. Și îndată a poruncit Igemonul ca să-i scoată acel căluș. Și mergând Mavra la Sfântul Timotei, a stat aproape de el, dar mirosind mucenicul miros din hainele Mavrei, fiind stropite cu aromate mirositoare, a strigat: unde este tatăl meu, preotul Picolpos? Iar tatălui, care stătea nu departe între popor și privea la pătimirea fiului său, s-a apropiat de dânsul și a zis: ce voiești, fericitul meu fiu? Răspunsa Timotei:
te rog pe tine, Tată, să faci un lucru bun, adică luând oarecare petic, să-mi acoperi fața ca să nu simt mirosurile cele vătămătoare de suflet, care ies din hainele femeiești, pentru că acest miros este moarte, ce duce pe oameni la pierzare și le gătește ghena. Aceste mirosuri de arome sunt maica poftei ajutătoare diavolului, vrăjmașe sfinților și urăciune dreptilor. Iar după ce a tăcut Sfântul, Mavra a zis către dânsul: iubite Timotei, pentru ce mă defăimezi așa pe mine, care mai înainte nu te-am supărat cu nimic pe tine? Abia sunt 20 de zile de când ne-am luat și încă nu-mi știi obiceiurile mele, nici eu n-am cunoscut toate locurile casei tale. Atât de departe sunt de prihana cea părută, încât n-am schimbat cu altcineva vreun cuvânt și nici la masă cu cineva n-am stat, iar acum plâng văzându-te pe tine în munci și mă doare inima pentru tine. Fiind nevinovat, pătimești unele ca acestea, iar aceste pătimiri ale tale rănesc cu durere sufletul meu, că mă lași văduvă așa de tânără. Au doar te-ai îndatorat mult și neavând cu ce să te răscumperi de datorie, de bunăvoie te-ai dat la moarte, supărat fiind de datornici. Dacă este așa, să vindem hainele noastre cele de mare preț și să plătim acea datorie, iar dacă pentru dajdea poporului ești ținut în această primejde și nu ai cu ce plăti, iată înaintea ta sunt toate podoabele mele de nuntă, aurul și îmbrăcămintea de mireasă, vindele și să plătești dajdea împărătească. După niște cuvinte ca acestea ale ei, a zis Sfântul Timotei către dânsa: Mavro, sora mea, când te-am văzut pe tine cu ochii cei sufletești ieșind din casă, am văzut pe diavolul mergând la dreapta ta și avea în mână o cheie cu care întorcea inima ta înapoi la lume. Zisa Mavra: fratele meu Timotei, eu pe tine te caut și după aceasta când te voi căuta, unde te voi afla? Și dacă va veni sâmbăta sau duminica, cine va citi cărțile tale? A zis Sfântul Timotei către dânsa: O, Mavro, lasă cele de puțină vreme și deșarte ale acestei lumi și vină împreună cu mine la această frumoasă nevoință, pentru care ne vom învrednici să luăm cunun de la Mântuitorul nostru Dumnezeu și El ne va ierta toate păcatele noastre, ale celor ce de bunăvoie ne dăm la moarte pentru dânsul. Mavro a zis: Când veneam la tine, inima mea era plină de lumească împătimire, iar după ce ai început a vorbi cu mine, Duhul lui Dumnezeu a intrat în mine. Deci să știi, o prea iubitul meu frate, că și eu tot pe acelea le doresc pe care tu le-ai iubit. Grăita către dânsa Sfântul Timotei: dacă grește adevărul, du-te de mustră pe Iemon pentru păgânătatea lui. Iar Mavra a răspuns: mă tem, fratele meu, ca nu cumva să mă înfricoșez văzând mulțimea muncilor și pe Ighemor mâniindu-se, și nu voi putea suferi fiind prea tânără, căci am numai 17 ani. Zisa către dânsa Sfântul Timotei: nădăjduiește spre Domnul nostru Iisus Hristos și îți vor fi muncile ca untul de lemn vărsat pe trupul tău și ca un duh de rouă în oasele tale, ușurându-ți toate durerile. După aceea a început mucenicul a se ruga lui Dumnezeu pentru dânsa astfel: Dumnezeule al tuturor darurilor celor bune, Cel ce ai dat ajutor în foc celor trei tineri și ai izbăvit pe Daniel din gurile leilor, prorocului prin proroc i-ai trimis hrană și ai întărit pe Avacum în ducerea prânzului și nu numai în robie ai ajutat, ci și în groapa leilor și în cuptorul cel de foc ai mântuit pe cei ce nădăjduiesc spre tine, pentru mărturia iubirii tale de oameni, prin care din cei robiți ai făcut proroci și mucenici. Caută, Doamne, și acum spre roaba ta, Mavra, cela ce ne-ai împreunat pe noi în însoțire, fără ne despărțiți pe noi în această nevoință și să nu fim osebiți din ceata sfinților tăi mucenici. Și ne dă nouă ca pentru tine să suferim muncile și moartea cu bărbăție și să se rușineze potrivnicii, neputând a ne despărți pe noi de la întocmirea cea cu un suflet pe care o avem în Hristos Dumnezeu, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh îi se cuvine slava în veci. Amin. Așa rugându-se Sfântul Timotei lui Dumnezeu pentru soția sa Mavra, îndată fericită, pornindu-se cu Duhul Sfânt, a mers la Ighemon și stând înaintea lui a zis: O necuratule Ighemon, argint și aur te-ai făgăduit să-mi dai, vrând să pogor sufletul meu în pierzare, pentru că nimic mai mult nu dorește inima ta, fără numai suflete omenești cărora dăruindu-le aur vrei să le omori, dar cu amăgirile tale nu mă vei birui pe mine,
căci îmbrăcându-mă în armele Domnului meu Iisus Hristos am stat înaintea ta. Iar ighemonul Arian a zis către ei săi, oare nu v-am spus mai dinainte de Timotei că este vrăjitor? Iată a fermecat și pe femeia sa, ca împreună cu dânsa să ni se împotrivească nouă. Apoi a zis către Mavra, oare și tu ți-ai ales mai bine moartea decât viața? Caută de vezi că te lipsești de această dulce viață prin muncile cele mare, au doar văzând mai înainte moartea bărbatului tău, gândindu-te la văduvia ta, ți-ai ales să mori împreună cu dânsul. Nu te tulbura că vei fi văduvă, că te voi mărita cu un sutaș din cei mai bogați ai mei, ca să te desfătezi cu dânsul din dulceața vieții acesteia și să te veselești având bărbat mai de bun neam ca cel din tâi. Răspuns a fericita Mavra, de toate deșertăciunile lumești, lepădându-mă, n-am trebuință de sutașul tău și îți spun adevărul că m-am însoțit cu mirele ceresc Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spre care nădăjduiesc fără îndoială. Iată cu inimă viteaza am stat înaintea ta, netemându-mă de nedreapta ta judecată. Iar ighemonul, mâniindu-se, a poruncit să-i smulgă tot părul capului ei, apoi a zis, iată, părul tău este smuls, deci te sfătuiesc să jertfești zeilor, pentru ca să nu mai suferi și alte munci grele ce te așteaptă. Răspuns a Mavra, oi, ghemoane, acum știu că Hristos al meu m-a primit nepomenind un păcatul cel din neștiință, că ascultându-ți sfatul tău cel viclean mi-am împodobit părul spre amăgirea fericitului meu bărbat. Bine ai făcut smulgându-mi părul acesta, că prin smulgerea lui s-a ridicat acel mare păcat de la mine, ca să nu fiu eu cu podoaba părului smintală poporului ce stă împrejur și se uită la această priveliște. Auzind ighemonul acest răspuns al ei, s-a mâniat și a poruncit să-i taie degetele de la mâini și să le arunce departe, iar Sfânta Mavra a zis, și cu aceasta îmi faci un bine, luându-mi degetele cu care puneam asupra înșirătoarele podobiri, să știi dar că nu cunoști acelea ce mi le faci mie, căci iată un al doilea păcat al meu ai făcut a se lua de la mine prin tăierea degetelor, drept aceea, cu veselie stau înaintea ta, fiind gata la toate muncile poruncite de tine, și se mira ghemonul de acea răbdare a ei, iar prezbiterul tatălui Timotei, stând acolo în priveliștea poporului aproape de Mavra și privind la nevoința ei, a zis încet către dânsa, o, Mavru, buna mea fiică, cum ai răbdat tăierea degetelor tare? Răspuns al lui Sfânta Mavra, părinte, precum vezi pe un om într-o grădină smulgând din rădăcină verdețurile și lepădându-le, tot astfel și eu priveam spre tăierea și lepădarea degetelor mele și nu simțeam nicio durere. Iar Arian, ighemonul, a poruncit apoi la 12 ostași să umple o căldare mare cu apă, să o fiarbă și să arunce în ea pe Sfânta Mavra. După ce a fiert destul apa, încât clocotea ca un tunet, a aruncat în ea pe Sfânta, care a stat în mijloc nevătămată. Și grăia către ighemon, iarăși îți mulțumesc că ai poruncit să mă spăl și să mă curăț de păcatele mele cele făcute în lume, ca prin inimă curată să mă apropii de Dumnezeul meu și să primesc cununa vieții. Pentru că cele ce le pătimesc de la tine îmi sunt mântuire la Hristos Dumnezeul meu, însă foarte te-ai grăbit să mă arunci în această căldare, nefiind încă fiartă, pentru că apa din ea este foarte rece și nu simt căldură, precum nici pe celelalte munci nu le-am simțit. Și mâniindu-se ighemonul foarte, a început a se gândi că ostașii, având milă de femeia aceea, au vărsat afară apa fiartă și au turnat în locul ei apă rece, vrând ca astfel să păzească pe Mavra vie, ca să o aibă spre pofta lor trupească. Deci, sărind de pe scaunul său, a alergat la căldare, vrând să știe dacă era cu adevărat rece apa din căldare, și apropiindu-se, a zis către Sfântă, toarnă-mi puțină apă pe mâini, ca să știu dacă este rece. Sfânta i-a zis, ea este atât de rece încât nici căldura ei nu simt, iar de nu ai cu ce să fierbi mai mult căldarea, apoi trimite la tatăl meu, care este lucrător de lemn, și îți va da un braț de lemne ca să aprins focul sub căldare. Iar acestea le zicea Sfânta ocărând pe ighemon, deci a turnat pe mâini apă fiartă din căldare și îndată de fierbințeala cea mare atât i s-au ars mâinile, încât și pielea i s-a zbârcit răgnind foarte tare de durere și cu mirare a strigat zicând, bine este cuvântat Domnul Dumnezeul Mavrei că nu este altul afară de acela în care se slăvește aceasta.
Acestea zicând, a poruncit să elibereze pe Sfânta, dar mai înainte ca ea să fie eliberată de judecată și de muncă, diavolul iarăși a intrat în inima ighemonului și îl îndemna să se împotrivească aceleia care, cu curată știință, avea credința cea bună către Dumnezeu. Deci, chemând pe muceniță, i-a zis, încetează, Mavru, să nădăjduiești spre Hristos și jertfește zeilor. Sfânta a răspuns, nu voi jertfi idolilor, pentru că am pe Domnul Cel ce mă apără pe mine. Zisa ighemonul, gura ta o voi umple cu cărbuni aprinși, de nu vei jertfi. Sfânta a răspuns, nu înțelegi că cele ce le faci în nebunia ta, poruncind să-mi umpli gura cu cărbuni aprinși, mă curățesc cu totul de păcatele cele făcute cu limba și cu gura, că și Domnul meu, când lui Isaia prorocul i-a arătat slava sa și l-a făcut pe el să poată auzi cântările îngerești, fiindcă era încă în păcate, vrând să-l curățească, a trimis la el pe unul din serafim, având în mâini un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleștele din altar și a atins cu cărbunele buzele prorocului, zicând, iată s-a atins acesta de buzele tale și va șterge fără de legile tale, iar păcatele tale le va curăți. Și dacă prorocul cu un cărbune a câștigat iertare de păcate, apoi mă rog ție ca nu numai gura mea să umpli de cărbune aprinși, ci și fața, capul și peste tot trupul să pui cărbune aprinși și să-l arzi ca să fiu bună mirosirea lui Hristos. Și Dumnezeu, care a curățit altădată păcatele prorocului acela, să le curățească și pe ale mele. Niște cuvinte ca acestea, auzindu-le ghemonul, s-a înspăimântat și totodată s-a aprins de mânie și a poruncit să aducă o făclie plină de pucioasă și de smoală ca să artă pe mucenița. Iar poporul care stătea împrejur a strigat cu glas mare către ghemon zicând, până când vei scorni munciri noi asupra acestei tinere fecioare? Încetează de acum să te mânii, ghemoane, căci ne mirăm foarte de răbdarea ei. Iar Sfânta Mavra, întorcându-se către popor, a zis, fiecare din voi să-și caute de lucrurile sale, bărbații să se îngrijească de lucrurile cele bărbătești, iar femeile să facă lucrurile lor cu curăție și cu blândețe, iar pentru mine nimeni să nu se îngrijească, pentru că eu n-am trebuință de niciun sprijin sau ajutor de la voi, căci Dumnezeu spre care nădăjduiesc este sprijinitorul meu. Astfel grăind Sfânta, ighemonul a poruncit să iardă trupul ei cu acea făclie, iar Sfânta, căutând spre făclie, a zis către ighemon astfel, ca și cum nu mai fi ispitit cu cele din tâi munci, ți se pare că mă vei înfricoșa cu această proastă făclie? Au doară nu era mai mare și mai înfricoșată căldarea care fierbea, în care am fost afundată toată și nu m-am vătămat, ca și cum ar fi fost apă rece? Tu singur ești martorul meu când ți s-au părit mâinile tale, iar eu nu m-am vătămat câtuși de puțin și acum să mă tem de o făclie ca aceasta? De voiești, o ighemoare, apoi în cuptor întreg să aprind și să mă arunci în el și atunci vei vedea puterea Hristosului meu, a cărui roabă sunt, pentru că nu mă va lăsa Dumnezeul meu, care m-a chemat la nevoința aceasta prin fericitul meu bărbat Timotei, iar făclia pe care o apropii de trupul meu este ca o rouă care se coboară de dimineață din cer pe pământ și face să odrăslească pomii și să aducă roade. Și fiind biruit ighemonul de răspunsurile Sfintei Mucenițe, arătate chiar prin fapte și neputând să afle munci mai grele asupra ei, s-a mâhnit foarte. Deci a poruncit ca pe amândoi, pe Timotei și pe Mavra, să-i răstignească pe cruci, punându-i pe ei drept cu fața unul către altul. Iar când se duceau la răstignire, i-a întâmpinat pe ei maica Mavrei și apucând pe fiica a strigat zicând, fiica mea Mavra, oare astfel lași pe maica ta care te caută pe tine? Cine va purta podoabele tale? Ale cui vor fi hainele cele de mult preț, argintul și aurul, dacă tu, fiica mea, nu vei fi întrevii? Răspunsa Sfânta Mavra către maica sa zicând, aurul și argintul piere, hainele le mănâncă molile și frumusețea feței celei tinere cu vremea îmbătrânește și se veștejește, iar cununa lui Hristos Iisus este nestricăcioasă în veci. Și maica nu putea să răspundă ceva împotriva cuvintelor Sfintei, iar mucenița, smulgându-se din mâinile maicii sale, a mers spre cruce zicând către ea, pentru ce mă tragi pe mine de la cruce, nelăsându-mă să mă îndulcesc mai degrabă de Domnul meu într-o asemănare a morții lui? Atunci ostașii i-au răstignit pe ei, punându-i cu fața unul spre altul.
și au petrecut pe cruce 9 zile și 9 nopți, mângâindu-se și sfătuindu-se unul pe altul. Sfântul Timotei învăța pe soția sa până seara, iar Mavra sfătuia pe împreună pătimitorul său până dimineața. Și a zis fericita Mavra către Sfântul Timotei, să nu ne dăm la somn, ca nu cumva a venit Domnul nostru, să ne afle pe noi dormind și să se mânie asupra noastră, căci omul în casă, nedormind noaptea, lumânarea care arde gonește năvălirea tâlharilor, iar stingând lumânarea, tâlharul cu înleznire intră în casă și fură. Deci să nu dormim, ci să ne silim la rugăciuni, ca Domnul nostru să ne afle în neslăbită răbdare și așteptarea venirii Lui și vrăjmașul nu va îndrăzni să se apropie în taină și să ne facă ispită nouă care suntem pe cruce. Și iarăși după o vreme, Sfânta Mavra a zis către Sfântul Timotei, deșteaptă-te, fratele meu, alungă somnul de la tine și priveghează, ca să afli cele văzute de mine, căci am văzut pe un om, stând înaintea mea ca într-o uimire, având în mâinile sale un pahar plin cu lapte și miere, zicându-mi, pe acesta primindu-l să-l bei, iar eu am zis către dânsul, tu cine ești? Acela mi-a răspuns, sunt îngerul lui Dumnezeu. Atunci am zis către dânsul, să ne rugăm lui Dumnezeu, dar el mi-a zis, eu, milostivindu-mă, am venit spre tine văzându-te flămândă și însetată și postind până la ceasul acesta. Apoi iarăși am zis către dânsul, cine te-a trimis pe tine la mine cu această milă netrebnică și ce grijă porți de răbdarea și postirea mea? Nu știu oare că Dumnezeu și pe cele cu neputință le dăruiește celor ce se roagă către dânsul? Zicând acestea, am început să mă rug. Pe când mă rugam, am văzut pe acel om ce mi se arătase cu paharul, întorcându-și fața dinspre mine l-a pus și îndată am cunoscut că este nălucirea vrășmașului, care vrea să ne ispitească și pe cruce, și a pierit acea nălucire. După aceea a venit iar și altul și mi se părea că m-a scos la un pârâu pe care curgea lapte și miere și îmi zicea, bea, iar eu am răspuns, acum ți-am spus ție că nu voi bea apă, nici altă băutură pământească, până ce nu voi bea paharul morții pentru Hristos, Domnul meu, pe care El singur îl va da mie spre prin mântuirea și nemurirea vieții cele veșnice. Când am zis aceasta, omul cel care îmi poruncise să beau din râu, îndată a pierit împreună cu râul. După aceea mi-a stat înainte un al treilea om minunat la vedere și a cărui față strălucea ca soarele. Acela, luându-mă de mână, m-a ridicat la cer și mi-a arătat un scaun împodobit, pe care erau puse haine albe și o coroană prea frumoasă, iar eu, minunându-mă de acea frumusețe, am întrebat pe cel ce mă ducea, al cui sunt acestea, Doamne? El mi-a răspuns, acestea sunt răsplătirile nevoinților tale, ție sunt gătite hainele, coroana și acest scaun. Ridicându-mă apoi puțin mai sus, mi-a arătat un alt scaun asemenea podobit, o haină albă și o coroană, și l-am întrebat iarăși, dar acestea ale cui sunt? Iar el mi-a răspuns, acestea sunt ale bărbatului tău, Timotei. Și iarăși am îndrăznit a-l întreba, pentru ce sunt departe scaunele unul de altul? Și mi-a răspuns, multă deosebire este între tine și între bărbatul tău. Oare nu știi că după sfătuirea lui ai intrat și tu în nevoința pătimitoare și aceea este pricina încununării tale? Deci acum întoarce-te în trupul tău și mâine la ceasurile 6 vor veni îngerii lui Dumnezeu ca să ia sufletele voastre și să le înalți la ceruri. Însă fiți treji ca să nu înceapă vrăjmașul a vă ispiti iarăși. Vedenile acestea le-a spus Sfânta Mavra fratelui ei Timotei, cu care se mângâia întru Domnul, iar după ce a sosit acea zi și ceasul al șaselea, îngerul lui Dumnezeu a venit să ia sufletele mucenicilor și a zis Sfânta Mavra către poporul ce privea la pătimirea lor, fraților și surorilor, aduceți-vă aminte că am făcut cele ale firii omenești, viețuind cu oamenii, și iarăși am săvârșit și cele ale lui Dumnezeu, fiind robii ai Lui, iar acum primim cununile cele fără de moarte de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, făcând și voi cele ce sunt ale firii omenești, sârguiți-vă de asemenea ca să săvârșiți și cele care sunt plăcute lui Dumnezeu, pentru ca să câștigați iertare de păcate și să primiți cunun de la acela stăpân al nostru.
Zicând Sfânta Mavra acestea, îndată amândoi și-au dat sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu și așa și-au sfârșit mucenicia lor cu bună nevoință întru Iisus Hristos Domnul nostru, căruia se cuvine slava împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin.